La invitația președintelui Klaus Iohannis și a PNL, toți liderii Partidului Popular European și cei mai influenți lideri europeni, șef de stat și de guvern, lideri de partide, participă la summitul PPE de la Sibiu în data de 9 mai. Este cea mai importantă reuniune la vârf a PPE din acest an. Liderii celei mai puternice familii politice europene pregătesc summitul informal al șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, găzduit la Sibiu în aceeași zi de președintele României. Cele două reuniuni europene la vârf vor formula agenda strategică a Uniunii Europene pe următorii 5 ani. Astăzi, 8 mai, cu o zi înainte de summitul Uniunii Europene, la Sibiu are loc biroul executiv al PNL, reuniunea fiind dedicată integral dezbaterii agendei europene pe următorii 5 ani.